Câți bani ai strâns cel mai mult dintr-un live de pe TikTok? Hai, dacă nu vrei să-mi zici pe lună, înțeleg. Dar cât ai strâns cel mai mult? Nu știu, că eu nu am stat să... Cât sau am... cât ți-a donat o persoană cel mai mult într-o seară? Asta bănuiesc că trebuie să știi dacă a fost o sumă memorabilă și sunt sigură că în atâția ani ai avut pe cineva care ți-a Ascultă-mă. donat. Ascultă-mă. Poate dacă aș face 1 milion deodată, da, să-mi rămână în cap. Dacă fac câteva mii și așa, pentru mine nu-i nimic. Nu pun preț pe bani. Eu acum, de când sunt în România, eu n-am intrat live pe TikTok. De ce? Eu dacă nu joc la top, eu nu intru să fac câteva sute, cum ar veni. Sau câteva mii pe bani. Nu intru. Eu dacă stau, vreau să stau constant. Am echipa mea, am oamenii mei și nu vreau să îi dezamăgesc. Eu vreau să fiu mereu în top. Degeaba intri tu și îmi dai mie acum 100.000 de puncte. Ai băgat câteva mii. Dacă eu nu mai intru mâine, mi-am bătut joc de banii tăi, da. Nu. Eu vreau să urcăm în clasament. Dacă nu, stau relax și când intru, stau constant. Eu când stau constant, sunt numai sus în top acolo. Că fac show. Înțelegi? Și am oamenii care mă iubesc și sunt lângă mine și sunt loiali. Asta e cel mai mare avantaj al meu. Că am doar oameni loiali, că știu să-mi aleg. Dar cel mai mult, într-o seară, câteva mii am făcut. Când stau constant. Am făcut. Și într-o săptămână am făcut 2.800.000, înseamnă vreo 14.000. Am făcut, da. Și ca să încheiem așa frumos, spune-mi ce planuri ai, ce urmează. Știu că urmează să lansezi o piesă. Da. Nu știu dacă o să se lanseze până difuzăm noi, dar povestește-ne un pic ce planuri Da, ai. O să lansez o piesă. Am filmat cu Maria de la Insula Iubirii. Da. Și o să lansez o piesă în câteva zile, da. O piesă frumoasă, o piesă de dragoste. Se numește Te-am visat. Iar în videoclip o să vedeți, o să fiu în pat și în somn. Nu mai... ne mai dați spoilere, că vrem să vedem piesa. Nu ne mai dați spoilere. Așa, să vedeți piesa. Și după aia mă îndrăgostesc eu un videoclip de fată, de Maria, cum ar veni. Și mă gândesc când s-o postez, încă nu știu. Și ce vreau să fac mai departe este să mă întorc în Dubai. Pentru că am multe de realizat. Mai am multe, nu mă opresc aici.